Susținerea, aprecierea, respectul și admirația cu care priviți ceea ce eu fac în România mă impresionează. Indiferent de ceea ce simt, rămân tot pe poziția pe care mi-am asumat-o ca mod de viață. Care poziție? Cea din care văd doar partea plină a paharului existențial. Îmi dedic absolut tot timpul meu educației prin sport. Îmi dedic absolut tot timpul meu promovării copiilor sportivi. De fapt, îmi dăruiesc tot sufletul doar aducând bun și frumos în viața oamenilor de pe acest palier al vieții. În rest, tăcere. Cine apreciază este binevenit în viața mea. Cine nu, nu-i pierderea mea. Există o vorbă care spune mult. Nu mor caii când vor câini. Iar eu adaug. Însăși perseverența în atingeri de inimi nu poate decât să atingă inimi, indiferent de stana de piatră din consistența ignorului primit din partea unora. Proiectele pe care le-am inițiat și în care cred nebunește merg mai departe cum o vrea Dumnezeu. Însă merg pentru că am alături de mine oameni suflet, profesioniști și dedicați. Poate am eu așa inspirații de a avea idei de proiecte, dar de la idee până la realizarea proiectului însuși este cale lungă, iar calea o reprezintă munca de echipă. Uneori, energia mea este pe low battery, dar probabil de mine depinde reîncărcarea bateriilor, nu? Poate o schimbare de abordare a propriei vieți mi-ar aduce alt rezultat. Și voi începe cu un astfel de pas. Dăruiesc absența mea cui nu dă valoare prezenței mele. Vedea ce va ieși. Mulțumesc celor pentru care eu sunt. Fie și în tăcerea lor, dar știu că eu sunt pentru ei. Mulțumesc celor care ne susțin, dar cel mai mult mulțumesc celor care ne dau un metodic și constant ignor. De ce le mulțumesc celor din urmă? Pentru că din ignorul lor îmi iau puterea de a nu renunța la acest proiect, proiectul născut pentru sport, cel mai complex proiect din România de educație și cultură sportivă pentru copii și implicit de aici am și resursele necesare de a putea merge mai departe. Vă invit să vizionați acest video care vorbește despre revista Născut pentru Sport, copilul nostru de suflet în vârstă de 12 ani. Cel mai mare vis al meu? Să văd cât mai mulți elevi primind în școlile lor gratuit revista Născut pentru Sport din mâna marilor sportivi, antrenori, manageri din sportul românesc. Empatia sportiv, antrenor, manager în sport, elev este una certă, demonstrată în timp în toți cei 13 ani de implementare a acestui proiect. Iar demonstrațiile sportive realizate în cadrul acțiunii Azi sunt proful tău de sport aduc un plus motivațional pentru elevii încă nepracticanți de sport, pentru ca aceștia să se apuce de sport, fie doar de plăcere, nu neapărat pentru a performa. După părerea echipei noastre, cultura sportivă este un factor determinant în educația copiilor, iar aceasta este pur și simplu misiunea noastră. Doamne ajută! Un moment așteptat de către noi, în pădurea Snagov, în pădurea Canotorilor. Personajele din poveste au coborât din revistă și dau autografe pe revista Născut pentru Sport. Momentul autografelor în pădurea Snagov, în pădurea Canotorilor. Au coborât la propriu din paginile reviste și dau autografe elevilor de la Comuna.
mai. Vai ce nume frumos! Și tu cu spatele, domnișoară! Doamna Lipă, renumită, a găsit soluții în situații de criză, criză de spațiu și de mese. Mamă, dar ce nume frumos aveți! Hai, ia și tu, cu spatele, te rog! Hai, foarte noroc, pixul ăsta te ajută să iei 10 la școală? Hai, să vezi ce campion ai să fii. Tot cu spate. Uite, a venit și doamna Ignat alături de noi. A plantat? Cât ai plantat până acum, spun po? 5 copăcei, dar nu singură. Vai, ce fain. Doamna directora de la școală? Da. Foarte frumos. Super, bravo. Acum aștept să vă plantez cu șpionela. Ancuța, tu câți ai plantat, spun po? Eu, 3. 3? Bravo. Te-ai notat acolo, ți-ai pus semn să știi care să ai tăi. Foarte frumos. Hai să mă, ce amintiri frumoase ați făcut voi copiilor astăzi? Au copacul lor în pădure cu campionul. Ce frumos! Un mesaj extraordinar. Educația copiilor prin sport și educație ecologică.